Un proiect de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din comunitate de ființă, destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020, inițiatorul domnul primar Ciorabă Gheorghe. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din Comuna Vârjeș, județul Bacău, pentru anul școlar 2020-2021-2012, acolo trebuie modificat. Apoi, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2020, inițiator domnul primar Ciorabă Gheorghe. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2020 pentru utilizatorii cazeci, domnul primar este inițiator. Punctul numărul 6, proiectul de hotărâre privind stabilirea coeficientului de ierarhizare și a salariului de bază brut aferent funcției contractuale de execuție de șef SBSU, Comuna Vârjești, inițiator domnul primar Ciorabă Gheorghe și ultimul punct 7, întrebări și interpelări. Supunem la vot, nu? Da. Supunem la vot orea de zi, cine este pentru? O singură rugăminte. M-am întâlnit înainte de ceva ședință să facem un moment de reculegere în memoria părintelui Părneștean, formări tatăl de cetat lucrurile. Ok. Mulțumesc, putem să trecem la urmă. Să reluăm. Cine este pentru ordinea de zi? Împreună cu suplimentarea? Nu. După ce ai pune. Da, dar împotriva abținere. Împotriva abținere, nu. Propunerea de a suplimenta ordinea de zi cu... Domnul primar vine cu propunere de... Hotărâre de rectificare bugetară. Suplimentarul a ordinei zi, și anume proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului și a listei de investiții la data de 30.12.2018. Se înțeleg că au mai venit niște bani și o să-i folosim, cum trebuie, zic. Cine este pentru suplimentarea ordinei de zi? Împotriva abținerii nu avem, da? O să începem cu proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea modelului strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare a județului Bacău. Domnul primar, aveți cuvântul. Da. Prea multe n-o să vă spun, ați avut în față expunerea de motive, raportul compartimentului, cât și strategia de dezvoltare a serviciului de salubritate pentru următoarea perioadă. În mare, sunt lucruri pe care le știm, dar sunt și lucruri pe care dumneavoastră, dacă le-ați sesizat, e bine să le discutăm și să putem să aprobăm prezentul proiect de hotărâre. Avizul comisiilor? Noi nu prea am reușit să ne întâlnim, m-am discutat asta cu domnul Căleman, dar Adi este favorabil de punctul nostru de vedere. Având în vedere că a fost numai mai multe zile nelucrătoare în perioada asta. Ok. A fost pentru ridic, nu avem de... Ridic nu este. Luam urmă în cei care nu mai ridic. Cine mai este? Nea Gheorghe la juridic. Fiecare își pune părerea. Da. O să iei la cuvânt. Pe baza proiectului numărul 1. Altcineva? Dar o să... Nu știu și eu, sau nu știu mai trebuie de tot. E o simplă remarcă, aș vrea să fac. S-a mai aprobat mai multe tipuri de strategii de-a lungul acestor 3 ani de zile. Mult scriptic, dar mult prea puțin faptic.
în tot ce materialul ăsta, cred că ar fi fost ok o concret cu ce se va îmbunătăți pentru Forgești, care sunt strict pentru satul Forgești îmbunătățit, pentru că pe noi asta ne interesează. Așa, la generic sună foarte bine, dar de fapt, dacă ieșim și vedem ce se întâmplă exact la modul cu de cum se colectează și ce se întâmplă, știm cu toții situația de teren. Vrem să nu rămânim doar cu aprobatul la genul acesta de proiect. O întrebare pentru domnul primar. Strategia asta când și-a început ea, practic, să zicem, aplicarea ei? Pe normal ar trebui să aplice de aici încolo. Deși am observat ceva din 2018, dintre practic ea în aplicare. Eu aici văd la pagina 19 principiul ăsta, plătește pentru cât arunci, care se va aplica în cazul adis Bacău în două etape. Prima etapă la nivel de UAT și concret aici ce aveți în vedere să implementați de aici. Și a doua etapă este la nivel de utilizator casnic și non-casnic prin taxe diferențiate aplicate în funcție de frecvență sau volum. La fel și aici, dacă puteți să ne dați niște lămuriri, domnule. Da, este vorba de, deci plătește cât arunci, ordonanța care practic își are la ora actuală este în derulare, se plătește, nu se mai plătește la persoană, se plătește la cantitatea pe care o depozităm la EPOS-ul, la groapa de bună. Iar a doua, referitor la stabilirea taxei de salubritate, în momentul când vom avea toate cele necesare, dotate populația cu toate cele necesare pentru buna desfășurarea acestui serviciu, putem discuta și de plata diferențiată asupra colectării acestor taxe de salubritate. Păi bun, la punctul A, în prima etapă, la nivel de UAT, trebuie să găsim și soluții ca să scădem taxa asta, adică să aruncăm cum ar trebui să aruncăm. Știți problemele, da, cu bomberoane pline, cu crenci, cu... Ar trebui aici, dacă noi aici punctual cum trebuie la punct, cum s-ar spune, ar însemna că primăria ar putea să facă și niște economii. La asta am vrut să mă refer. Fără discuții. Deci, clar, tomberoane de la fiecare poartă trebuie să ajungă cât mai repede, domnul primar, ca să putem să fie eficientă. Cam atât. Se mai scrie cineva la cuvânt? Propune spre aprobare. Se propune spre aprobare punctul numărul 1. Cine este pentru? Împotriva, cine? Trecem la punctul numărul 2. Proiectul de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020. Domnul primar, vă rog, aveți cuvântul. Da. Este vorba de aprobarea cuantului contribuției pentru economia circulară, pentru deșeuri municipale și deșeuri din construcții și desființări, și destinate a fi eliminate prin depozitare în anul 2020, în cuantum de 80.000 de lei. Dacă până acum la EcoSud 80 de lei per tonă. La momentul actual, până în 31.12.2019, plăteam undeva la 25-30 de lei per tonă. Începând cu anul, se schimbă cuantumul respectiv la modul de depozitare a acestor, numai acestor deșeuri, din construcții și desfințări de destinate. Deci, în mare, este vorba de moluți și toate lucrurile astea care ar trebui să anunțăm în momentul când se vor să face, când se aducem o la bombă, da? În momentul când nu mai aruncăm
dacă respințăm vreo clădire sau facem modificări, anunțăm cei de la Soma pentru colectarea acestor dunoaie separat și vor fi plătite cu alt quantum decât celelalte. Deci nu mai intri la menajer, să intri la materiale de construcție practic. Despre asta este vorba în prezentul. Deci, ar trebui una să plătești 150 sau fără TVA la menajer și una să plătești 80 lei fără TVA la muluzuri, cum se aia să spunem, de adepturi. Deșeuri din construcții, cu condiția, încă o dată o să revin, ca cetățenii Comunei Hortești care fac desfințări de construcții sau modificări de construcții și care generează deșeuri din construcții, să anunțe conducerea UAT-ului pentru a solicita de la Soma Bacău, cel care avem cu colectare și transport, să avem posibilitatea să le luăm separat, ca să putem plăti separat. Tot timp când le vom băga în menajer, aici revin și eu la discuția pe care, o problemă pe care a orientat-o domnul Cuvescu, într-adevăr, atâta timp nu vrem să punem pensi, să punem toate din unele în tomberoanele astea, vă dați seama că nu avem cum să plătim diferențiat. E vorba de plată diferențiată, dar condiția este ca cetățenii Comunii Hurgești și noi împreună cu ei să verificăm toate chestiile astea pentru a putea depozita diferențiat, să transporta, colecta diferențiat aceste deșeuri. Mulțumesc! Da. O să vă rog, mulțumim, domnule primar, o să vă rog să vă dați avizul comisiilor. Da. Da. Scrie la cuvânt. Ar cineva? Domnul, vă rog, vă rog. Concret, domnul primar, un cetățean al Comunei Hortești vrea să facă o renovare, da? Da. Adună cantitatea asta de moloz, ce reiese de acolo din... Și cum procedează? Contactează primăria? Trebuie contactat. Noi sperăm pe data de 6. Nu avem un concurs. Pe data de 6. Avem concursul pentru angajarea unei persoane care se va ocupa din partea asta de salubritate. Va fi contactat angajatul nostru. Vom lua legătura cu cei de la Soma pentru a putea lua separat, încă o dată, diferențiat. Nu mai punem moluzul în menajer. Că sunt la ora asta, pun cel de fel din... Înțelegește exact? Putem? Procedura asta, deci 80 de lei tonă, da? Cine plătește? Plătește primăria sau persoana de la care se ridică? Persoana. Nu, persoana își plătește, practic, zic eu, taxa de salubritate. O să fie acum, bănuiesc eu, zic eu, o să fie acum chiar tonii de moluz, nu dărâm în toate... toată localitatea. Dărâm o casă și istorie. Da. Da, asta e o chestie, da, foarte, foarte binevenită. El acum pare ca și cum ar fi un serviciu diferențiat de restul serviciului. Practic el se separă oarecum de... Da, facturarea... Nu renovează toată lumea și la o cantitate, la o... Da, facturarea va veni pe UAT, logic, în momentul când vom solicita, vor veni probleme pentru UAT. Da, pe listă să vedem o anumită cantitate și... Fiecare s-a... Da, acum e cineva care se înscrie la cuvânt? Spune-ți, domnul. Eu sunt? Da? Nu, mai e nimeni.
Domnul președinte, vreau să spun, în primul rând, că am citit și am recitit tot ce spune în raportul de compartiment. Concret, la punctul de astăzi, ce aveți de spus? V-ați cerut cuvântul pentru... Atunci nu mai spune nimic, mulțumesc! Ce punem spre aprobare cu numărul 2, cine este pentru? Mă abțin. Împotrivă? Trecem la punctul numărul 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din Comuna Hăgești, județul Bacău, pentru anul școlar 2020-2021. Da, știți despre ce e vorba? Noi am făcut adresa, am discutat în ședința ordinară din 10-12, am trimis un raport către inspectoratul școlar județean Bacău, la care am primit avizul conform pentru buna desfășurare a activității a organizarea rețelei școlare la unitățile din învățământ din cadrul comunei noastre. Aveți și avizul, ați primit avizul de la conform de la inspectoratul școlar. Avem și structura, practic, dacă aveți ceva de școala gimnazială Hăgești, normală Hăgești, că tău și gimnazială nu apare grădinița, două grădinițe, nu? Da. Cam asta ar fi. Da, mulțumim, domnul primar. Avizile comisiilor. La fel și la învățământ cu... și o să venim cu un amendament. Da. S-a stricurat o greșeală și trebuie să o modificăm. Dacă acum. E, cum să nu. Că altfel se va aproba greșit. Și anume, la punctul numărul 2, rețeaua școlară pentru anul școlar 2020-2021 este formată la Hăgești, din școala gimnazială Hăgești. Școala cu program normal Hăgești, acolo este greșit, corect este grădinița cu, da, cu program, da, normal Hăgești. Da. Trebuie să venim cu cerința asta să modificăm. Da, da, da. Și celelalte două nu sunt corecte. Nu este modificare care s-a anunț. Deocamdată, domnul președinte, m-a văzut și foarte bine. Foarte bine, dacă vedea numele meu. Ce se scrie la cuvânt? Mai întreb încă la ce se scrie la cuvânt, la punctul numărul 3, privind rețeaua școlară. Nimic. Nu lucrezi, aveți cuvântul. Nu pot, deocamdată, că nu am dreptul. Nu mai vedeți. O să vorbesc eu pe tema. Așa, și eu o să vă spun ce am găsit. Eu m-am întâmpinat o problemă și am trecut, știți foarte bine că mi-a pus întrebarea de ce nu apar și structurile grădința GPN Regea și Răcătău. Știți că atunci s-a sunat pe la inspectorat, s-a discutat, s-a pus problema asta, nu e nicio greșeală, ele sunt arondate școlii gimnaziale Răcătău și școlii gimnaziale Paul Anghel Regea. Asta înseamnă că nu există nicio problemă din partea inspectoratului școlar. Ele există ca și areuri. Văd că domnii directori au venit cu fundamentare, atât din câte observ, atât pe școala gimnazială Hăgești, cât și școala gimnazială Răcătău întrunesc condițiile pentru a fi PJ-ul și în anul școlar următor, prin faptul că legea 1 spune clar că dacă au minim 300 de elevi pot funcționa ca și personalități juridice, ori și la școala gimnazială Răcătău și la școala gimnazială Hăgești sunt îndeplinite aceste condiții. Elevi înseamnă atât și preșcolarii, cât și până la ciclul gimnazial. Drept pentru care eu voi vota pentru această rețea școlară. La ce ori? Bine. Domnul Petru, vreți să ne mai spuneți ceva? Nu,
Fiți un pic mai indulgent. Deci, ca la școală. Ca la școală, să fiți învățători. Învățători sau profesori? Ha, domnule. Învățători? Aș ști gândea, că și urma ta. Citiți-vă, vă rog frumos, la ambele numărul de elevi da, imediat, care sunt aprobați pentru... Da. Școala gimnazială Horgești are pentru anul școlar 2020-2021 468 de elevi. 468. Iar școala Răcătoare are 309. Faceți total locul jos. Se au prima dată Horgești și după aia Răcătoare. Este o diferență, dar nu, dar o, să, o să-i coste pe ei, pentru că... Ei cred că s-au făcut total. Puterea de contul nu e asta așa ceva. Deci, da, școala gimnazială Horgești spune clar, 468 per total, eu merg și au ei per total. Ia vedeți, ia dumneavoastră acolo ce spune inspectorul. Cât are pe inspectorul? Nu le găsesc. Pe inspectorat nu spune. Inspectoratul spune că doar și-a dat aprobarea consilierului de plan școlarizare pentru cele două școli. Ba nu, și spune, nu undeva în raportul lor se menționează și numărul de elevi care au fost anul trecut și care s-au luat. Probabil că în raportul domnilor director, nu ai... Domnilor director, am zis. În fundamentarea lor. Da. Ia citiți acolo. La, chestii, da. La cine îi doriți? Păi și și. Dacă-ți mai puțin, îi pune să facă. Păi cum se facă, domnul? Se vede cuterii contului. E o diferență mare. Că de imputat n-are ce să la Horgești e diferență mare. Ia urmăriți-o. Nu-i nimic, nu se muncească. Pare rău că nu mă găsesc. Nu știu, unde ați găsit dumneavoastră greșeala. Eu nu văd nicio greșeală. De asta te... Da, asta era... Unde ați găsit-o? Da, într-o parte cred că cu 24 de elevi la Horgești și într-o parte cu 1, domnul. Așa, opa, domnul primar este foarte inteligent. Da, e mare lucru, mamă. Ați văzut? Da, vreți să spuneți că la... Haideți să le rezolvăm, să nu meargă așa. Dumneavoastră, vreți să spuneți că la Răcătău sunt 308 și... O fost 308 și acum sunt 309. Și o să vă explic eu de ce. Așa. Pentru că eu știu despre ce este vorba. Este exact vorba despre copilul care este în clasă la mine, nu-i dau numele. Și nu-i dau numele? Nu, nu, nu. Nu-i dau numele copilului în ședință, pentru că nu are rost. Dacă vă interesează lucrul ăsta, puteți să mergeți la inspectorat. Deci acel de-al copilul ăsta care apare la al 309-lea este copil venit din Italia, este înscris la noi în școală, el nu figurează în SIR pentru că nu-i sunt echivalate studiile din Italia, adică el va fi dat la Răcătău într-o clasă, dar încă nu știm la ce clasă va fi. Nu era normal să fie trecut? Ba, este normal să fie trecut pentru că părintele și-a depus cerere de înscriere a copilului în unitatea noastră școlară. Pe baza cererii copilului, copilul are dreptul la a învăța. Nu e nicio greșeală, domnule. Domnul Gret, am o întrebare. Dacă erau 308 la fel ca anul trecut și acum sunt 309, nu funcționa pe eu? Eu aș vrea să fie 319, dar uite că noi. Mai insistați. Din pagina Horgești, stați un pic, n-am terminat. Domnul președinte, la Horgești vedeți diferența. Eu la Horgești, chiar situația Horgești, nu știu. Nu, e diferență de 24 de copii. Dacă aveți din Consiliul... Eu nu-i găsesc, chipurile. Am un dosar atât din încărcat aici. Dacă aveți din Consiliul de Administrație... Da, domnule, mă citești, domnul, dați voie să vă ajut, dați voie... Chiar te rog, comparativ cu anul școlar 2019-2020, se constată o ușoară creștere a cifrei de școlarizare de la 444 la 468. Păstrând același număr de grupe și clase, 23. Această creștere este datorată întoarce și motivează domnul director. Această creștere este datorată întoarceri din străinătate a familiilor din satul Țohuturi, comuna Horgești. Punct. Știam și noi, fără să se sesizeze domnul director. Deci eu nu, de fapt, mi-am permis prea mult, cum să spun. N-am citit tot. N-am citit tot.
N-am chestie și multe. Domnul primar, să știți o chestie foarte, foarte clară. Eu citesc tot ce... Foarte bine, da. Bă, și cu ce vă afectează de... Nu, va fi afectat ceea ce face acest raport. Deci, în momentul în care Curtea de Conturi vine, face niște verificări, diferența care este cu plus, va fi scoasă din, și va plăti ce au greșit. Dar ce legătură are cu numărul de copii, cu rețeaua școlară, cu Curtea de Conturi? Nu înțeleg. Să lămuriți și situația asta. Deci, domnul Crețu spune că cheltuielile sunt pe relief la ora actuală. Pe relief, în momentul de față, Știți foarte bine, domnul Bunaru, nu mai intrați în părinii mei și cu domnul Crețu. Știți foarte bine că există un program... Vreau să vină la școală, domnul. Există la nivel de unități școlare din România un program SIR, care este pentru tot ce înseamnă PJ. Acești copii, acești elevi, să apară în baza de date absolut la nivel național, nu se poate face niciun fel de... Să zicem, dăm pe la spate un copil, îl mai punem, că nu sunt cartofi, așa, ce nu se poate face. Copilul ăsta de la noi este clar că va fi în sistemul de școlii gimnaziale Răcătău. În momentul de față așteptăm niște aprobări, niște echivalenți documente, nu se fac de o zi pe alta, durează ceva timp. Însă, copilul este înscris în catalog, nu e nicio problemă. Sunt ascult de noi copii, gata că... Da. Trecem să supunem la vot amendamentul și anume corectarea de la punctul numărul 2, nu școală cu program normal Hoceș, ci grădiniță cu program normal Hoceș, că așa este corect. Da. Cine este pentru? Potriva, abțineri? Vorba de anexa la anexa, acolo e greșit. Punctul numărul 2 de la anexă. Da. Propunem spre aprobare în formă amendată. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Să știți, domnul Crețu, că la amendament ați votat pentru. Să vă iau ca... Abținut de pierd tot. Nu s-a auzit... La vot, la proiect de hotărâre. Trecem la punctul numărul 4, proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2020. Domnul primar, vă rog. Da. Referitor la impozite și taxelor locale, mari modificări nu sunt. Modificările sunt referitor la... O să vedeți diferențe față de anul trecut în tabloul primit. E vorba la aplicarea indicelui de rate de inflație de 4,6%. Obligatoriu toate impozitele vor fi indexate cu aceasta, iar referitor la taxa de salubritate, conform planului, mergem ultima noastră la planul de evoluție a taxei de salubritate. Vă să găsiți acolo, taxa de salubritate este de 7,54 de lei pe lună pe persoană fizică și 15,94 de lei pe lună salariat persoană juridică. După avem și următorul... Mai spuneți o dată suma. Dar n-ați avut în tabel, domnul? Sau n-ați citit? Nu, vreau să mai urmă. Mai revin o dată. Deci 7,54 de lei pe lună pe persoană fizică și 15,94 de lei pe lună pe salariat persoană juridică. Vreau să spun dinainte de a mă întrebi domnul Crețu, faptul că legat cu acest proiect de impozite și taxe am venit cu propunerea cu un proiect de hotărâre referitor la subvenționarea acestui taxe speciale de salubritate, pe care o să discutăm în momentul respectiv. Dar în prima fază, conform planului anual de taxe respective, atât va fi pe total taxa pe persoană fizică. Astea sunt modificările. Deci,
În rest, din punctul de vedere al ATU-ului, nu am revenit decât conform legii, cu modificarea tuturor impozitelor și taxelor, cu indicele de inflație de 4,6. Mulțumesc. Avizul comisiilor, vă rog. Să scrie la cuvânt. A cineva? Se mai scrie cineva la cuvânt? Domnul de muncă. Acum așa ședința din 10 decembrie. Acest proiect prin lege este obligat să stă în dezbatere publică, să se aibă ceva de 3 de zile, cum s-a întâmplat. În urmărit zilele pe ședință de Consiliul Local dintr-o altă comună, s-a pus în discuție această obligativitate a Consiliului Local de a aproba indexarea impozitelor și taxelor cu această rată inflație de 4,6%. Și s-a afirmat la acel Consiliu Local că, practic, dacă legea te obligă, de ce nu de ce suntem noi? De ce mai e nevoie de votul nostru? E, atunci s-a văzut în discuția cu un aliniat și domnul primar, domnul secretar, vreau să vă mână în această privință. S-a introdus prin nou G 114 din anul trecut la articolul 491 din Codul Fiscal, aliniatul 3, care prevede că dacă nu aprobi taxele și impozitele locale cu minim 30 lucrătoare înainte de 9 ani, obligatoriu cu compartimentul de specialitate, va încasa de la cetățeni taxele și impozitele locale la nivelul cel mai ridicat din tabelă. O să vă rog să mă lămuriți în acest aspect, pentru că noi suntem, am depășit acest termen de 30 de lucrătoare înainte de 9 ani. Dacă poate să vină și domnul... Da, Bucan. Acum, pe ea să vrem. Articolul 491, aliniatul 3, introdus pe nou G 114. Pentru că asta a afirmat persoana responsabilă de la compartimentul contabilitate din acea comună, că dacă voi, Consiliul Local, nu aprobați din erau la mijlocul decembrie, noi vom fi obligați de la, după 1 ianuarie să încasăm de la cetățenii impozitele la nivelul cel mai ridicat, la nivelul maxim din tabelă. Asta înseamnă că noi vom scumpi, dar vom scumpi noi. Se vor majora din oficiul de stat, dar toate taxele și impozitele locale din comuna Cotești. Noi mai aprobăm degeaba astăzi, dacă s-a aprobat. Deci noi astăzi nu mai are rost aprobarea acestui proiect. De ce? Cam asta transmite acest aliniat. Aia s-a transmite. Bun. Nu o să chemă pe domnul Mică, dar n-am fost atent că am plecat. Ce zice dumneavoastră? Asta ultima. Da, dacă mai sunt scrie la cuvânt. Vă rog, domnul Crescu, spuneți. Deci, să fim foarte clar cu ceea ce se întâmplă pe lângă noi, e clar că ne vorba. Puteți să vă supărați pe mine, e sfârșit de an, dar aidul ăsta vrea neapărat să ne ia bani. Nu știu cum să facă, dar vorba. Eu zic, după părerea mea, am fost în Sanctă Trame de Anjou, aici un om care a fost cu mine, Dumnezeu să iei sănătate, și am văzut ce pași mari, ziua. Poate mici la început, dar mari, au ajuns la pași mari, în a face ceva cu aceste reziduri. Nu sunt reziduri care sunt. Normal să le facem ceva, să le prelucrăm, să le... Noi trebuie să începem de pe acolo să ne gândim. Avem unde să ne ducem cu o masă mare de reziduri de astea undeva pe lângă comuna Horgești și să atragem și alte comuni. Părerea mea este că trebuie să începem. M-am făcut găinceana, nimeni nu spune de găinceana. Mai rău cum spune. Puteam să facem și noi. Bun, dar Găinceana nu a făcut singur, asta vreau să vă spun. Da, au făcut. M-am informat, domnul. Au un depozit care îl duce după aia, bine, dar au un depozit.
Noi nu avem nimic. Asta nu este costul suplimentar pentru dumnealor. Sunt deci, de acord cu dumneavoastră. Deci transportul, plătesc și transportul. Haideți să nu încercăm. Noi știm, nu, dar eu știu ce e la găinile. Așa, bun. Haideți să luăm pe exemplu, Piculeț. Da. Și să încercăm și noi să facem primit. Domnul Creț, am o sigură întrebare. Noi discutăm despre taxe. Impozit și taxe acum. N-am ajuns la taxa. Am târziu astăzi, dar n-am ajuns la punctul. Nu, am observat, dar am zis că poate ajunge la ceva cu taxa. Păi, eu nu am ajuns la taxa, așa am dus eu. Dar este, cred că este o idee bună și... Da, o discutăm în momentul la următorul proiect. Acolo. Noi suntem la punctul. Nu, noi am despre taxe și mă gândeam că veniți cu taxe legate de sau cum de asta v-am ascultat. Domnul Dămoș, îi dorește... Da, domnul Dămoș, gabinetul a ajutat. Domnul Munteanu, domnul Dămoș vă solicită un răspuns la un articol de lege. Vă rog să-i dați răspunsul. Articolul 491, aliniatul 3. Poate încă ar putea. Da, sunt cu spinet. Aici, aici. Aici. Aliniatul 3? Păi nu există, adică două. E introdus anul trecut, în 1914, în 98 decembrie. Ultima variantă, nu mai e? Intră o notează și du-te și... Dar să citească, citește lumea. Deci ziceți, articolul... Dacă hotărârea Consiliului Local nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile lucrătorii înainte de expirarea exercițiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale care constă într-o anumită sumă de bani, care determină aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de specialitate, compartimentul de resort din aparatul de specialitate primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod. Dar scrie acolo că nu mai este voie totuși să mai aprobe impozitele taxele pentru anul următor. Una, o întrebare. Și a doua întrebare. Când se expiră, nu numai un pic. Când încheie exercițiul bugetar? 31 decembrie. Când se încheie exercițiul bugetar? Cu ocazia adoptării noului buget. Da. Nu. Deci, cu ocazia adoptării... Eu v-am spus, am văzut... Și s-o discutat la altă comună. Am înțeles. Dar exercițiul bugetar se încheie cu ocazia adoptării noului buget. Este chiar articol special. De asta am cerut clar. Bun. Și până atunci, dacă nu se adoptă, până atunci, în ianuarie, februarie, dacă noi ne adoptăm acum, în ianuarie, februarie, dacă eu vin să plătesc impozit și taxe, îmi ia la nivelul anului care a fost. Anului precedent. Dar după ce se adoptă noile impozite, se adoptă noile impozite și taxe, îmi ia, îmi face recalculare și mai departe. Cel puțin așa înțeleg eu. Acum teoretic ar fi bine să aprobie, să nu adopti cât de dau și plătit-o la nivelul de anul trecut. Nu. Eu nu... Dar asta nu înseamnă că nu mai avem voie să mai adoptăm o hotărâre prin care să aprobăm noi de impozite și taxe pentru anul următor. Eu nu am spus că nu avem voie, am spus că nu cumva să aprobăm degeaba și aparatul de specialitate să fie obligat. Păi înseamnă că nu mai avem voie. Păi bine, nu toate taxele și impozitele sunt încadrate în acele, sunt și taxe fixe, care acolo zice că nu intervine acest... Care sunt taxele și impozitele în momentul în care se aprobă? Am zis că trebuie să cunoște și zi. Da, taxele, impozitele și taxele se actualizează cu rata inflației în mod obligatoriu. Asta este una. Și Consiliul Local are marja aia minim și maxim din codul fiscal. Exact asta care a fost are voie să joace. Că noi, pe minim, pe mediu, pe maxim. Alegem acea variantă. Minim sau max, sau unde ne încadrăm. Da. Iar legea din stat îți prevede această rată a inflației. Asta e separat. Rata inflației este separat. Și încă ceva vreau să-l întreb pe domnul Munteanu, dacă mai este. Da. Vreau să ne prezentați, dacă la zi, cât s-a încasat la salubritate, câte persoane avem declarate, cât ar trebui să încasăm în anul 2018 și cât s-a încasat efectiv. Poate să vă aduc situația din lucru. Nu. Asta e la buget. Nu e la buget, că noi după asta aprobăm din nou subvenționarea și trebuie să știm, să vedem cât s-a încasat, poate e nevoie să mai suplimentăm la subvenționare. Din tine. Dar oricum, eu personal nu sunt lămurit în ceea ce privește acest articol și chiar o să fac o notificare la anumite prefectură sau trebuie ca să fiu lămurit cu
Mai ales pentru că toate comunele au aprobat acest proiect și, și l-au pus în dezbatere publică. La noi nu, la noi totul se lasă pe ultima 100 de metri și totul se face pe, pe fugă. Acum cu dezbaterea asta publică este o problemă. Domnul prevede legea. Eu nu vreau ca... Am zis că astăzi nu se intre în polemică. Dar nu, nu, că nu-i polemică. Dar nu a zis-o părău. Nu este polemică, doamne ferește. Dar dezbaterea publică înseamnă să-l pui pe site proiectul de... Nu, să-l afișez la asta sau să faci adunări, dacă să vin oamenii. Să, dacă noi n-am înțeles și nu prea înțelegem că le avem aici hârtirii și le citim, cam ce prevede articolul ăla, nu înțeleg eu care cetățean din sat chiar ar veni să vină cu explicații clare privind rata inflației, privind... Tocmai de asta ne, ne dorim îmbunătățiri, domnul Mitic. Ne dorim ca cetățenii în timp să fie interesați de ceea ce se întâmplă în posibilul... Da, de acord. Nu, n-am zis că nu trebuie. N-am, dar nu chiar este o condiție neapărat de... De respectat. Nu, este, trebuie respectat. Oricum, asta cu nou, păi bugetul s-a aprobat și în martie, adică mi se pare... Păi nu, nu, și acum... De vedere, anul bugetar se încheie la 13 decembrie. Pentru că banii care rămân, pur și simplu, nu, asta nu înseamnă că sunt un excedent, dacă nu se închide, nu se închide anul, nu? Deci, pentru că vine rectificarea și 212.000 se duc în... Se duc în excedent, da. În excedent. Deci, exercițiul bugetar se închide la 31 decembrie, ceea ce înseamnă că vom intra sub incidența acestui articol și pe iar. Da. Nu mai e fiți. Dacă v-ați satisfăcut răspunsul domnilor, mai sunt să scrie la curs, mai... Dacă nu propuneți spre aprobare, că e neaprobat, nu putem să lăsăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere. Trecem la punctul numărul 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea subvenționării taxei speciale de salubrizare aferent anului 2020 pentru utilizatorii care. Domnul primar, vă rog. Aici era discuția unii vrea domnul Petru să spună cum dar punctul de vedere. Ai responsabilitatea domnului? Nu, nu. Deci proiectul de hotărâre este legat cu cel anterior, așa cum am spus. Noi venim cu propunerea de a subvenționa taxa specială de salubritate aferentă anului 2020 în cuantum de 3,26 de lei, deci urmând ca persoana să plătească 4,28 de lei să plătească persoana, iar noi să revenim, să venim cu subvenționarea de 3,26. Cam asta ar fi în mare problema privind inițierea prezentului proiect de hotărâre. Și se referă numai la subvenționarea taxei de salubritate pentru utilizatorii casnici. Da, mulțumesc. Apreciez că sunteți atât de atenți la ceea ce îi explică domnul primar, chiar ei. Adică un pas să rămas tot la fel. Avizul comisiilor, vă rog. Favorabil. Da, înscrie la cuvânt. Mă aștept această situație la zi. Cine se mai înscrie la cuvânt? Nu sunt conștient. Domnul Democ, aveți cuvânt. Și acum se aștept situația la nivelul din casă. Ca cum ziceam trecut, subvenționarea pe termen lung nu este o soluție. Soluția este colectare selectivă, educarea cetățenilor, responsabilizare, pentru că numai astfel putem să evoluăm. În momentul când tu vedem ce se întâmplă și peste tot, unde se subvenționează, la București căldură și astea, că stau oamenii în frig și... Omul este om care îi dai de obicei... Adică, tot din banii lor se plătește, dar plătesc numai o parte, numai cei pun plată. Unul plan îi plătește de două ori. Asta se întâmplă când subvenționezi un serviciu. Și tocmai de asta vreau să vedem care, câți buni platnici avem cu una Hocești și câte persoane care, orice am aprobat noi consiliul, ei nu probabil vor plăti niciodată această taxă și nici altă taxă. Lipind de la încălzării, lipind de la... Domnul Munceanu.
vă rog să vă spun la cuvânt, că era domnul Crești, după ce te-ai venit. Foarte bine, mulțumesc. Mulțumesc. Ce se întâmplă? Deci nu vreau să mai repet mai înainte. Noi trebuie să ne gândim, trebuie să ne gândim mult. Noi, cei care vor veni după noi în Consiliul Local, să încercăm să facem ceva pe control. Chiar în prima fază, cum am avut o discuție cu domnul primar mai înainte, m-a făcut Găincean, acum poate mai fac și alții în jurul nostru. Începutul este greu, sunt de acord. Implică, hai să zic așa, două cuvinte care se aseamănă, o implicare mai mare, în partea noastră. A noastră, în primul rând. Și a domnilor care ne conduc, în primul rând, înainte. Nu cred că cineva nu se gândește, dacă ar merge cu noi, cu Bogdan și cu mine, până la San Bartolomeu de Anjou, să vadă un exemplu clar. Eu merg pe banii mei, vă spun eu. Merg încă o dată cu cineva care e curios să vadă ce. Să mergeți cu mine. Nu, eu am spus. Eu sunt curios dacă merg pe banii mei, asta și eu. Cine merge cu mine, merge pe banii lui. Asta e. Merge pe banii pe care l-ați fost. Nu, aia e altceva. L-aș ruga pe domnul Bogdan, dacă e în măsură, să mă susțin un pic în ceea ce spuneam. Deci la ei, totul este, totul să... să zic, să reintră în cursul normal, adică zila... Totul se transformă la ei. Deci, până și un bidon de plastic, nu-l arunci, îl duci la ei, îți dă banul pe el, dar nu-ți dă banul, îți dă un culat, îți dă știu eu ce chestii pe acolo care te face să crezi că merită să-ți faci, să-i zic, datoria asta de cetățean. Fiind foarte clar. Noi dacă nu o să ajungem în situația asta de a-l implica pe om, atenți ce vă spun eu, de a-l implica pe om să într-adevăr să-i placă, să iei gunoiul ăla să-l separe, nu vom ajunge la niciun rezultat pozitiv. Când vine ăla, ți-a bani, acum ne cer bani prin Consiliul Local, eu am citit totul. N-are rost să intru pe desubtă. Dar haideți să punem piciorul în cap. Să arătăm la toate comunile din jur că suntem în stare să fim mai presus decât alții. Mulțumesc. Da, mulțumim, domnul Prințu. Câteva întrebări pentru domnul primar. Da. Pentru desubvenționarea aceasta, adică, cine beneficiază, toți cetățenii comuni sau doar o anumită categorie de cetățeni? Nu. Deci, referitor la subvenționarea taxei, se referă, deci cetățeanul va plăti 4,28 de lei, toți cetățenii comunii Hoșești, iar în cazul, deci noi aprobăm subvenționarea numai în cazul în care cantitatea de gunoi va fi depășită de cuantumul taxei de salubritate plătită de cetățeni. Până la 7 lei, că așa e practic planul de evoluție. Se spune aici în asociația către domnul director executiv Bogdan Setov că există niște facturi neachitate pe perioada iulie 2018 octombrie 2018, dacă și comuna noastră este prinsă acolo? Din păcate, din fericire nu. Din fericire nu. Bun. Nu suntem chiar la zi, recunosc chestia asta, dar nici în situația lui 2018. La fel în adresele trimise se observă o diferență din cei care sunt plătitori de această taxă. Bănuiesc că și la nivelul comunii noastre sunt, adică cetățeni care migrează, au plecat. Ați mai făcut așa că de fapt este chiar aici în adresă și o recomandare de efectuarea unui recensământ. Da. Adică să nu mai țineți cont de ce s-a întâmplat în recensământul din 2012. Da. Și să aveți în vedere la ora actuală pe teritoriul comunii câte persoane, câte familii mai sunt pentru a stabili echitabil. Că normal când veți acorda subvenția asta, bănuiesc că trebuie să aveți în vedere și exact ce persoane sunt și câte sunt.
Deci ați luat în șamănântul ăsta, l-ați avut în vedere? Da, mare, deci fluctuație este la nivel de recesământ, este o fluctuație continuă, deci nu putem să punem anumite repere decât la o anumită perioadă. Corect. Perioada contractuală. Logic. Problema este în felul următor, încă o dată revin. Deci taxa de subvenția pe care o oferim, noi o oferim la cantitate. Deci pe total, nu punem subvenționăm pe Ionel sau pe Georgel. Deci în momentul în care suma, revin asupra, suma încasată de la utilizatorii casnici nu este de conform facturilor suficiente, venim cu subvenționarea, aprobăm subvenționarea. Asta înseamnă că taxele se trebuie colectate cum trebuie. Taxa de salubrizare, toate astea trebuie colectate la sânge. Sunt oameni care își plătesc corect taxele, cum spune și domnul Foc, alții de vreo... Da, recunoaște în chestia asta, dar asta e... Nu pot să plătească. Și probabil că sunt unii care duc până mai mult decât cei care plătesc corect. Aici trebuie să aveți în vedere, pentru că să subvenționați o persoană care nu-și dorește să ducă să plătească o taxă niciodată, nu-i chiar atât. E normal că acum, care ar fi soluția, acum întrebarea mea este următoarea. Aveți cazuri când într-o lună ați colectat mai puțin decât ați plătit? Haideți să-mi vezi. Mă refer din taxe. Deci, referitor la taxe și impozite, merg foarte bine în perioada de primul trimestru anului, întotdeauna. Noi oferim bonificații și toată lumea vine să-i... Deci e un plus, e un vârf al încasărilor. Ceea ce ne face să avem până undeva în august, cred că din septembrie am început să venim cu prima subvenție, nivelul încasărilor scad. Iar mai vine a doua perioadă la aproape de sfârșitul anului. Deci sunt două perioade, semestru 1 și 4, în care este cu un... O diferență. Știți cum e, că referitor doar știți că la taxa de salubrizare, da. Tot timpul am fost în polemici, toți consider, nu numai eu neapărat. Da. Faptul că nu am luat niște bani, nu i-am dat omului tombelon la poartă. Că am făcut nu știu ce și nu știu cum. De-aia omul este reticent și nu vrea să plătească, să zicem. Da? Haideți să intrăm în legalitate. Cu tot zice domnul Prieț să fim și noi legali. Dar nu legalitate ca să putem lucrurile să meargă cum trebuie și la noi în comun. Adică, domnule, are tomberul la poartă, plătești, domnule, taxe. Corect. Da, vă mulțumesc pentru... Da. Cine se mai înscrie la cuvânt? Da. Spuneți, domnule. Suntem 15 familii, cum să ducem cu noi? La 300 de metri? Dar eu la cât? Am avut un beron... Domnul Dudulică, am avut un beron acolo, în zonă. Avem un beron în zonă, eu zic. Din câte știu eu. Mă interesat pe mine de dumneata? Dumneata, poți să-l duci și la părinte. Hai să nu intrăm în polemică. Hai să spunem ce avem de spus. Dar vă rog, spuneți tot referitor la taxa asta. Am spus că... I-a închis gura. Deci e vorba că am spus că se merită care are... Unde îl duci aproape, da, unii nu merită. De-aia, domnul, e bine să fii discutit cu pelele. Dumneavoastră, din punctul dumneavoastră de vedere, dacă îmi dați voi, distribuirea și dotarea cetățenilor cu pubele vor aduce un plus, o explozie, că noi toți ne gândim la o explozie, un plus, o explozie a plătirii taxei de salubritate, primar, primul lucru pe care îi spun oamenii acum, că nu plătesc, că nu am pupele. Căutăm alt motiv. Mai greu pentru societatea care vine să culeagă. Nu, 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 dar nu discutăm, dar nu ne interesează. Ați înțeles. Ascultați, 3 ori oprești mașina în Suhodol, o luați, o luați, o luați. Întrebarea care am pus-o eu a fost destul de directă. Și nu o dupim. Direct. Mata, crezi
că tot sohodorul, apropo de cum ai zis, dacă ne, va plăti taxa de salubritate dacă vor avea pubele? Da. Bine, eu la 31 martie îți arăt cât s-au plătit din cei care îi dăși. La 31 martie? Da. Pe când? Păi, dar nici nu ați dat nici o copie. Păi? Nu, că nu dat ceva. Cine am dat? Noi am făcut hotărâri, am dispoziție dată, cine se ocupă cu chestia asta, e problemă internă a noastră. Așa dat... creu, domnule, dar trebuie să împărțiți 10 cubieni. Dar noi nu împărțim, dragul meu, nu le împărțim astea. Să fac un contract, domnul Dădule. Contractul puteți să-l completați aici, da, așa, și mergeți la poarta lui, ia scubiera și contractul, ia te citești, păi mă, tocmai aici suntem noi, dacă dați voi, la momentul ăsta suntem la modalitatea, da, procedura de completare a contractelor, aici. O luăm țărănește, parcă am prășit 7 hectare și să vedem când încurcă ploile și nu putem de prășit. Eu cel puțin... Până nu facem partea legală, nu o să fie distribuite pubelele. Până nu o să aibă contract omul cu de comodat și toate astea, nu vor pleca pubelele. Pentru că vom răspunde pentru 74.000 de lei și nu vreau să stau liniștit. Vreau să facem contract legal, frumos, omul să-și asume și să primească pubelele. Dar mai chemat și din partea societății. Când... Dar de ce se chem societatea? De ce treaba mea cu societatea? Este cu noi care de săptămâni nu-i luat. Avem reprezentanți ai noștri. Din partea în momentul când vine mașina, sunați, doamna viceprimar, care se ocupă cu salubritatea, o sunăm și îi spunem, doamna vice, nu s-o luat cu noi din punctul D. Păi, azi cineva un reprezentant care să răspundă, să scrie... Deci problema de salubritate este în fuși a postului a doamnei viceprimar. Vă răspuns la întrebare. Vreți să mai întrebați altceva? Bun. Dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt, propunem spre aprobare proiectul numărul 5. Cine este pentru? Domnul președinte, dacă îmi pierde niciuna întrebare către domnul primar. Păi văd că nu mai apare domnul, de asta zic. Nu, domnul primar, am vrea să-i pun o întrebare. Da, domnul. Tot referitor la... Da, da, ca să rămânem la punctul ăsta totuși. Bine, să rămânem. E un punct mai spinos pentru noi, consilierii, care mereu suntem ghiontiți. Întrebarea a pus-o foarte bine. Previn, îmi dați voie să răspund? Deci suntem la momentul în care scriem contractele de comodat. Deci au fost repartizate persoane care se ocupă cu serviciul respectiv. Domnule, lăsați cu calculatoare, că putem face 1000 de contracte pe zi. Ce e atât de greu? Să faci un contract de comodat. Nu înțeleg, eu chiar nu înțeleg. Nu vreți? Vreți să mai treacă un pic din timp să vă intrați în mână cu alegerile viitoare? Sau ce vreți? Păi să știm și noi. Consilierii care suntem aici. Nu știu, nu ne gândim la alegeri. Noi ne gândim la binele acestor oameni. Și binele acestor oameni stă în Ubiera, care se stă în Ubiera. Eu la fel mă gândesc la binele cetățenilor, dar încă o dată revin și subliniez. Ca să încheiem, așa, nu vor pleca... Da, sau nu va pleca nicio pubelă până nu vom avea contracte semnate. Deci fără contract nu pleacă nimeni. Nimic. Domnul meu, ai venit la mine și nu s-a semnat contractul. Dar stai, domnule, s-o scrii întâi. Ce ai venit să scrii? Uite, îți dau 100 de contracte. Mai este un pic să schimba. Deci mai durează un an. S-o duzi anul de acum. Ce mai? Dar ce termen? V-am spus destul de clar. Contractul este făcut 3-1 martie. Eu vreau să-mi spun clar, domnul primar, doar începând de luni sau marți, când vine 2 ianuarie, plecăm cu pubelele și le împărțim la oameni. Asta ar vrea să au la dumneavoastră. Pe 2 ianuarie nu putem. Nu puteți, că e zăpada mare. Nu, că e zilele lucrătoare. Lăsați-ne, că deja lumea asta ne ia pe noi la șupturi, domnul președinte. Dar dați pe cei care... Ia pe noi la șupturi. Nu pe dumneavoastră, dați pe noi. Știu, toată lumea știe că a venit mare tir de pubele. Corect. Toată lumea știe că mai sunt din urmă 500 sau câte mai sunt. Corect. Dar n-am ascultat-o, doar nu sunt lucruri ascunse. Nu sunt, pleacă de la primărie cu ele, nu știu, frică. Nu știu. N-ați înțeles. Înseamnă, domnul, sunteți jurist, da? Puteți da un bun al dumneavoastră fără recomandat? Domnul, îți iau locul 3 săptămâni și uite, ești terminat. Hai, așa să nu fie. Asta vrei, așa să 6 luni, domnul meu. Așa să 6 luni, domnul meu. Încercați să vă faceți treaba, că luați bani cu șapca, vă spun eu. Domnul meu, încă o dată revin.
Așteaptă 6 luni și păi, dacă vrei, vine aici, am luat. Nu-mi trebuie, nu-mi trebuie. Și atunci, dacă nu-ți trebuie, de ce dai cu viața? Am să găsesc un om care, într-adevăr, foarte frumos, foarte frumos, mă. Foarte frumos. Am să găsesc, îmi promit. Domnul Creț, mai vreți să-i mai găsesc? Nu, legătură cu domnul Creț. Păi, așa, greu, domnul primar, să împărțim... Domnul meu, domnul secretar, eu am dat dispoziții personalului care se ocupă. Nu, n-ați mă apuc eu să scriu puterile. N-ați înțeles ce zic eu. Deci, dat dispoziții, persoana respectivă are termenul să ducă la îndeplinire. Domnule, 29 februarie, domnule. Da, să ne distribui. Deci, ați înțeles, n-ați înțeles. Deci, încă o dată. Păi, dată dispoziții... Așteptăm 5 luni de zile să ne mai distribuim. N-ați înțeles. Domnul primar, trebuie să le explicați și următorul aspect. Dumneavoastră ați încheiat un contract de stabilizare cu ridicarii din tomberoanele mari. Da. Trebuie să mergeți cu contractul ăsta pe 3 luni până ați încheiat. Exact. Deci automat Pubela va veni la poartă, dar până va veni la efect. Chiar dacă vom avea pe 2 ianuarie, cum zice domnul Petru Pubela... Poate fi și anulat. Nu. Depinde dacă au clauzii. Păi tocmai, aici deci, e problema. Atenție ce spun eu. Dar nu se spune. Deci eu în momentul când am luat decizia de a face 3 luni, am zis că am luat un termen destul de corect. Zic eu, din punctul meu de vedere. Se pare că o lună deja s-a dus deja o lună de zile și nu s-a făcut nici s-a mișcat. Mai sunt 2 luni. Deci am dat cu termen, au dedus în îndeplinire termenul să ducă... Acum ce să le spun? Domnul primar, eu știu că sunt incomod, nu prea... Dar nu, n-am spus domnul Crețu, de parte de mine gândul ăsta. De parte de gândul ăsta. Cu zăhărelul, dar nu se poate, oamenii ăștia au și dreptatea lor. Dar au dreptate, domnul. Trebuie să împărțim cu veri. Dar nu-l împărțim, ai nu dăm daruri, domnul meu. Dăm daruri, dar ne ducem până în mare. Dăm daruri, dar banii li luăm. Dar cum dăm daruri, domnul Grânceanu. Auzi, domnul Grânceanu. Păi da, nu dăm daruri. Păi da, n-ai luat banii. Îmi dați voi, stați un pic, îmi dați voi. Vreau să vă aduc la cunoștință că astăzi, chiar dumneavoastră, în calitate de consilier local, ați aprobat niște taxe pe care executivul trebuie să le ducă la îndeplinire. A spus dumneavoastră în votarea dumneavoastră în luarea de cuvânt, domnule, hai să nu luăm taxa de salubritate? Dacă nu votăm, iar e un nou. Păi da, eu sunt executiv care trebuie să duc la îndeplinire o hotărâre de consiliu local. Domnule primar, orice taxe implică și un serviciu din partea dumneavoastră. Unde e serviciul ăla? Dar de acord. Unde e serviciul ăla? Când vine, îmi pune gunoaie de acolo în față la mine și noroc e un pic mai frig și nu se-mi simte mirosul, vin toți să nu le spun pe nume și le răstoarnă și fac acolo tot felul de porcării. Unde-i Pubera la fiecare om în parte, să văd și eu cine este corect și nu e corect. Haideți ca să concluzionăm, domnul Crețu. Ce... Da, spuneți. Păi dumneavoastră se spune categoric. Ce în concluzie? Da, vreau să se ducă o dată totdeauna Pubera la poarta oamenilor. Ați luat, domnul primar. Da, domnule, dar am înțeles și am zis. 27 martie. 29 februarie, domnul, am zis. Ultima zi e 29 februarie. Vedeți că este din 29, dumneavoastră, aveți grijă. Mai aveți o zi. Ea în biserică. 29, domnule, păi de ce am zis? Dacă nu era biserică, chiar avem 1 martie. Da. Propunem spre vot punctul numărul 5. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Abținere. Da, abținere. Domnul Dămoc, domnul Crețu, da? Ai pus orice fel de justificare. Deși l-am fi așteptat pe domnul Fideaul Răspuns, pe domnul Dămoc, la cerința dumneavoastră. Păi, asta e o problemă, frate, eu nu înțeleg. Este o enigmă aici, nu înțeleg. Păi, dar aici beneficiază societatea aia ca să nu... Păi, soma, uite, eu nu știu, oamenii au contract sau... Îi face trei opriri, dar cine? Orice contract se poate răba, orice punct. Sau mai degrabă la contabil, coeficientul ăsta. Eu știu că l-am studiat. Ce este vorba. Da. Până bine puteți să trecem, da? Trecem la punctul numărul 6, proiectul de hotărâre privind stabilirea coeficientului de ierarhizare și a salariului de bază brut aferent funcției contractuale de execuție șef SVSU în cadrul OAT Horgești. Domnul primar, aveți cuvântul? Da. Luna trecută am aprobat proiectul privind înființarea serviciului șef SVSU. Noi venim acum cu propunerea și stabilirea coeficientului de ierarhizare fiind un post nou în cadrul OAT Horgești.
coeficientul stabilit, adică pe care venim noi ca o propunere, este de 1,67 pe fundație contractuală de execuție și SVUS. Că trebuia, nu știu cum. Fiind, gata. Și atunci, Bart, vedeți că tu la punctul ăsta discutăm. Da. După puteți... Păi gata, am spus, păi da, asta e propunerea noastră de acordarea, stabilirea coeficientului de la HITA, la 1,67. Pentru funcția contractuală, deci de puteți să se vede. Da. Avizul comisiilor? Avizul comisiilor? Favorabil. Până să trecem la scriere la cuvânt, domnul, puteți să dați un răspuns domnului consilier de moc? Da, s-au încasat anul ăsta 152.334. 152.334. Din 200.000. 200.000 ar trebui de la cetățenii? Da. Nu s-a subvenționat deocamdată, noi nu suntem la zi cu plățile. Iar factori, total, factori, dar o să spună... Doamna, doamna, doamna. Da, contabilul, nu a fost. Acum ăsta a cuvenit și persoane juridice cumva? Da. Doar persoane fizice. Numai fizice. Fizice, da. Da. Repetitorul a proiectul numărul 6, domnul Dămuț a scris la cuvânt, dacă se mai scrie cineva. Vreau să aflăm cum se stabilește coeficientul ăsta, cum se alege, de unde e stabilit. E la liberă alegere sau e stabilit de diplome, de studii, de... Aici eu m-am informat, că să mă răspund eu. M-am uitat pe lege, unde e pus aici punctul ăsta. Într-adevăr, există anexa numărul 1 în lege, care spune că legea 284/2010, la capitolul 2, acolo, punctul 6, B, domnul postul ăsta de șef CBSU este încadrat în studii medii. La fel ca și agentul agricol, este contractual, nu este ca funcționar public, iar coeficientul de la care se pornește de acolo, bine că avem și medii gimnaziale, e un coeficient cel mai mic 1,2, cel mai ridicat este 1,6 cu studii medii. Din grila salarizării. Și am observat. 1,9 la și 153, legea 153/2007. Le-am luat la rând acolo și coeficienții oricum au rămas aceiași. Coeficienții au rămas aceiași, nu s-au schimbat. Referitor la SBS, vreau să întreb dacă a început procedura de selectare a voluntarilor. Da. Să procedează. Da, persoana care are deocamdată atribut la ora actuală atribuții, demarat procedura de formare a serviciului voluntar de situație de urgență. Da, m-am uitat. Promovează, cum un cetățean acum e hotărâș, care vrea să devină voluntar, cum procedează? Bine, ce are legătura cu conducerea primăriei și... Până acum nu a venit nimeni aici, ne-am dus noi spre ei, n-au venit nimeni de bună voie spre noi. Păi, pentru că nimeni nu promovează acest lucru. Chiar sunt curios pe ce criterii se face această selecție. Poate poate să vină chiar acest responsabil să vedea câteva explicații, să vedem pe ce criterii selectează. Da, haideți să vedem, dacă nu-mi pare că te-o duc să le niștii. Și o ultimă remarcă. Da. Nu pot, azi că nu mai, dar... Hai, dar azi... Dacă trebuiam să nu la faptul că în momentul când se aprobă proiecte de hotărâre care vizează oarecum de doamna viceprimar nu participă astăzi, deși era în primărie, am văzut că n-am mai intrat deloc. Ai zis că e foarte recit, s-a scuzat de la mine, mi-a explicat situația domnului ei. Mereu, mulțumesc de calificare. Și eu o întrebare, chiar dacă nu... Doresc două posturi, am înțeles că mai este un post de salubritate. Da.
care l-a angajat, tot să dă concurs. Da, 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 bine, da, așa. Dom'le, omul despre care tot vorbiți, pe amândouă le ocupă, că și când am avut problema cu salubritatea, tot despre el s-a discutat. S-a înscris și la acel concurs. Eu n-am înțeles. Ori, ori. E și electrician. Păi trebuie să întrebăm. Toate posturile ale lui. Așa se pare. Doamne, nu, întrebarea cred că era altfel, trebuia pusă. Nu are omul dreptul să se înscrie la un concurs? Wow. Indiferent cum se numește, pentru părerea mea. Aici vreau eu să vă spun. Depinde cum se numește, dar asta nu mă mai miră. Mă miră faptul că și atunci se discuta tot din prezența viceprimarului în ședință și acum aceea credeți, oamenii, suntem la sfârșit de anul. Da. Hai măcar acum să mă uităm din lucrurile astea. Eu avem o leac, mai avem 6 luni la dispoziție, mai aveți, mai bine zis. Și atunci toate energiile. Da, la ideea atunci când doamna a venit cu un proiect și nu a venit să-l susțină, atunci... Nu e obligatoriu. Nu este obligatoriu, dar... Nu e obligatoriu să vină. Primarul face toate proiectele de hotărâri, asta este o altă chestie a legii, a codului administrativ și a legii. Face proiectele de hotărâri, nu e obligat să vină să le susțină el pe toate. Nu dați bine. Dar nu țin. În amănunte lucrurile astea, dar... Dar nu țin cu cine e proiectul bine să-l susțină. Părerea mea. Trecem la vot pentru că e foarte simplu. Ne se cadrează. Cine este pentru proiectul numărul 6? Împotrivă. Urmează punctul numărul 7, întrebări și interpelări. O să vă rog să vă înscrieți suplimentarea. Suplimentarea, da? Da, am uitat, aveți dreptate, da. Da, nu v-ați ceva. Asta e ceva. Asta e ceva. Uite, 212.000. Da, e vorba, încă o dată, e simplu, vă spun direct, în ultima ședință de guvern a fost aprobat comunica, atunci noaptea. Așa? Hai să privim și lucrurile serios. În ultima ședință de guvern a fost alocată comunității. Suma de 212.000 și sunt bineveniți, chiar dacă la ora care facem această ședință noi mai putem folosi, vor veni la în fondul de rulment și vom folosi anul viitor la obiectivele de investiții de pe raza Pomnii Horizon. Avem câteva ședințe, mai de seară. Mai de seară? Mai de seară, mai de seară. Da, mulțumesc! Îmi scrie la cuvânt? Da, domnul Creț. Ce scuză? Să înțeleg că banii nu sunt pe o destinație exactă pentru un anumit obiect. Ba da, au venit la... Nu ne-ați fost sub urmă. Nu, nu. Poftiți, ca să putem să vă... Ideea este, deci, venit la... la un capitol și noi am gândit, având în vedere că... Da, bunul și servicii, pentru că nu s-avea... Am înțeles bunul și servicii, dar concret, concret. Concret vă duci în fondul de rulment, domnul Crețu. Iar la excedent. Păi, dar mâine mă duc, unde mă duc cu ei? Ce îți fac cu ei mâine? Da, urătorii? Ba da, să-i folosim la urători? Da, papă. Domnul Crețu, vă rog frumos, are cuvântul domnul Dămu. Da. După care vreți să vă duc. Noi, de fapt, știam că se așteaptă bani pentru plata... O, dar tată un piculeț. Aia, n-ați înțeles. Haideți o luăm asta încetișor. Deci plata pentru grupurile sanitare la nivelul Comunii Horgești, dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, dacă nu vă reamintesc eu, au fost 421.000 de lei, pe care i-am primit undeva în iulie, cred. Am intrat deja, făceau patica și credite în cadrul local, în cadrul UAT-ului. Le-am folosit, cred, în proporție de 80%. Au venit banii, dacă asta e întrebarea, au venit banii, deci pentru situațiile pe care, de lucrări pe care le-am prezentat la Ministerul Educației, pentru grupurile sanitare, atât pentru, cât și prima tranșă de la școala Sovodor pentru programul PNDL, au venit banii. Au ajuns deja, sunt ajuns la beneficiar deja. La executanți. Constructorul ăsta de la școala Sovodor să pună osul la treabă, că nu prea se mișcă. O să miște la în perioada asta, tu la pentru că a fost stat toată toamna seara, că era cald și bine și... Da. O să-l vedem în primăvară cât timp are.
Oricum, în primăvară, să demonstreze că termină într-o lună. Tot. Să termine... Frumos, măcar la sfârșitul anului școlar. În funcție de situația lucrării, așa și banii, deci exact, nu... Exact, exact. Supunem la vot suplimentarea proiectului. Cine este pentru? Suplimentarea au fost, nu? Proiectul. Proiectul. Da, banii care, banii care au fost. Țin, da. Bun. Împotriva, cine le avem? Avem 200. Din, dacă n-are de ce nu trebuie de la punctul 7, întrebări și interpelări, o să vă rog frumos să ne scriem la cuvânt, când ne-am înscris, spunem tot ce avem pe de spus, domnul primar spune să-și ia notițele și ne răspunde repede, sau corect și concret, cum trebuie, nu ne mai amintim pe oră să mai zicem ceva, că nu are rost să ne întindem. Da. Înscrie la cuvânt. La șampanie este, ca să știm. Mai stăm... Înscrie la cuvânt, la punctul numărul 7. În funcție de șampanie ne înscriem la cuvânt? Sau? Exact. Da. Ca să știi ce trebuie. Să fim mai scurt, adică. Da. Înscrie la cuvânt la punctul numărul 7. La întrebări și interpelări. Nimic. O luăm în număr. Nimic. Deci nu s-a scris nimic. Da? Declarat. Thank you.